Ia uite, maică, ce ștevie frumoasă am. Și zambine, și urzici, și ouă de la țară. Am de toate aici. Ia uite, eu zic, eu auz. Ia urechile alea băgate în priză, cum să mă audă? Tanti, te rog să mă lași în pace, că n-am chef să stau de vorbă cu mama acum. Iartă-mă, te rog. Fa, maică, ascultă-mă numai un pic. Când se întâlnește oamenii în tren, stă și ei de vorbă, se întreabă de unde vii, unde te duci. Hai să vorbim și noi amândouă, că mie și mie drag de tine. Tanti, iartă-mă, dar chiar sunt indispusă și chiar n-am chef. Ce, unde te duci? Te duci la piață? Ce faci? E, un mă duc, un nu mă duc. Eu vreau să vorbesc cu tine, că-ți luai seama cu telefonul ăla. Dai cu deștiu așa pe el, îl apeși cu două dește odată, ba, cu câte un dești. Și nu înțeleg. Nu mă vești proaste, am aflat azi. Hai să stăm de vorbă. A, da, a, de unde ești, matale? E, într-un sat după aici, după aproape. N-am mult de stat în tren. Uh-huh. Auzi, maică, bine că-l pusăși la somn, că unii dintre ele au și gură proastă rău. Face ca broasca, ca porcul. Unii zici că taie lemne. Dacă telefonul ăsta ar fi fost născocit de unul de la mine din sat, așa, sunt precisă că l-ar fi pus și cu vioara și cu gura acolo până Stasia lui cartof. Ăsta era lăutarul cel mai tare din sat? Ăsta, maică, peste șapte sate, nu peste satul nostru, peste șapte sate. Și cânta ăsta de telecuia, maică. Alte melodii ale cuiva, nu știu, celebru, să-ți placă matale, să-ți încânte inima. De la Lătăreața. Uite, asta ar trebui să-i spui fetii matale, să-ți pune sonerie cu Lătăreața și atunci ai fi fericită, ai întinerii. Așa e, așa e, maică, dar mi-ar mai plăcea ceva. Ce? Uite să cânti tu în telefonul meu, mi-ar plăcea, că eu cum intrai, te cunosc, ui, clipă de secundă. Hai de termină. Te cunosc, uite, eu de-aia vreau să intru în vorbă cu tine, n-auzi? Mă confunzi, vezi de treabă. N-am cu cine să te confund, că te văz în televizor. M-ai confundat cu mama. Nu. Ce? Cu cine? Cu mama m-ai confundat, hai las-o pe asta. Las-o pe măta, că măta nu e aici, aici, aici tu, ai, acum. Da. Și mi-ar plăcea să te auzi așa cântând. Sau să spui niște vorbe de alea de la teatru. Haide, mai tante, așa măi, mi-ar plăcea. Ești mecheră tare. Așa mi-ar plăcea. Ar fi atât de frumos. Bine, tanti. E. Uite, eu zic așa, să-i spui fetima tale să spună sonerie cu Lătăreața și să știi că telefonul ăsta e foarte important să-l ai în viață. Hai, lasă, nu mai mă bate la cap. Vorbești cu el peste tot, pe tot pământul ăsta, cu neamurile tale din, nu știu, din toate țările lumii. Îți trimiți mesaje. Uite, eu îmi trimiteam mesaje acum cu iubitul meu, ne cancertam puțin de asta. Sunt și puțin supărată, dar mi-a trecut, că m-ai ridicat matale din stare. E. Cum îți trimiteai matale mesaje cu iubitul matale? Despre mine? Eu nu spui despre mine, mai, că asta e taina mea și plec cu ea. Aha. Dar poți să spui de doi din satul meu care, când aveam eu așa 5-6 ani, se plăceau. Așa. Și mă duceam și duceam vorba, știi, de la unul la altul. Matale, așa, erai mesagerul. E, așa, mai, așa. Eu eram. Așa. Și uite, eu pășteam oile pe un câmp care se numește Panțurul pe acolo, pe la noi, și venea una, Florica, înaltă, frumoasă, cu niște cozi galbene și lungi, așa, frumos, împletite, cu rochiță curată, cu pieptar frumos peste rochiță, și parfonată, că o să-mi de departe că vine. Așa. Și zice, așa, ce faci, bică? Ei, ce să fac? Zic și eu, paci cu oile. Și te duci, bică, până la nane să-i spui ceva și le-ad la mine? Bică, te cheamă pe matale sau cum? Ei, mă cheamă bică. Nu mă cheamă bică, pe mine mă cheamă Maria. Și zice, hai, du-te până la nane să-i spui. Și eu mă duc dacă îmi dai un franc. Că știam că colea așa în buzunarul ăla micu, ea ținea tot timpul un franc împăturit, că nu știe omul, maică, când îi trebuie franc. Corect. Scotea francul din buzunărașul ei, ajungea în buzunărașul meu. I-auzi. Și zbăr la deal, că aveam de urcat un deal până la nane. Și stric după drum, că eram nerăbdătoare. Nene, nane, nene, nane, nene, nane. Ieșa ăsta săracul din atelierul de tâmplărie, cotesla în mână, parcă-l văz. Ce vă, lua foc satul, ce strige așa? Ora scăpa porcul în vie. Nu, nene, nu, am să spui ceva de la cineva, de la Florica. Și când auzat de Florica, ai cădea tezla de mână, auzi? Să muia tot așa și zic, nu spui, nene, dacă nu-mi dai un franc. Un franc de la el, un franc de la ea? Păi, munceam degeaba. Bine o mai duceai, matale. Și ziceam așa, nene, știi ce zice? Hai, păi, spune odată, ori uitaș. Nu uitai, nene. Zise că complemente. Și o luam la fugă în dărât. Complemente?
Adică complimente? E, așa o fi la voi, în limba voastră, la oraș, dar la noi, în sat, toată lumea zice complimente. Și complimente, când s-a zis unul complimente, e lucru mare, să știi treaba asta. Și mă duceam îndără la Florica și Florica nu mai pășa pe pământ. Ea parcă plutea, așa că știa că complimentele ei au ajuns acolo. Și parcă plutea. Era îmbujorată toată și s-a aștepta că din moment în moment o să apară și nane pe acolo să se vază, să-și spună și ei ce aveau de spus, foarte maică. Frumos. Dar știi ceva, maică? Ea tot făcea o treabă, că cu baliga asta, pe care ar fi putut să o adune de oriunde din sat, că era satul plin de măgari, o amesteca așa cu apă și cu niște pământ roșu de la noi de sub coastă, până se făcea ca untul. Și pe urmă dădeai cu ea o spoială la aprinsă, de mai mare minune. Uite, stația mea, sărmâna. Sărmâna, am plecat, complemente. Drum bun și sănătate. Sărmâna, iartă-mă. Hai, drum bun, să trăiești, maică. O lobiata fată și-a uitat telefonul aici. Într-un fel e bine că l-a uitat, că mai vede și ea lumea, mai bate vântul și pe-n părul ei ăla frumosul. Mai vorbește și ea și cu îngerașul ei păzitor. Na, că sună și eu nu știu ce să fac. Cârie, pârie, ia, aici se aude o vocie. Ia. Alo? Care ești, mă? Aha, adică gagi cu ei, nu? Aha, mă, fii atent. Ai supărat fata, mă. Mă, eu te mănânc fript pe tine, să știi. Când vii cu ea, că să vii cu ea să-și ia fata telefonul. În comuna Beuca, în mahalaua anglezarilor. Și când ajungi acolo, mai dai un telefon. Și să ții, mă, minte de la mine un cuvânt pe toată viața ta și să îl spui fetii, mă, de câte ori o vezi așa mai dusă, cu gântul mai abătută. Știi, mă, ce să-i zici? Complemente, mă! Complemente, așa. E, nu înțelegi. E, lasă că o să înțelegi tu. O să înțelegi tu altă dată. E, hai, la revedere, să vii cu fata.